Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. By the way, bă băieți, am uitat să vă zic, la achiziționarea cheat-ului pe care îl folosesc eu aveți primul link în descriere cu cheat-ul acesta sau, mă rog, după linkurile cu Eneba. Băgați aici codul de reducere Raul2K, dați apply coupon și vă dă o reducere. În cazul acesta am salvat 2,5 euro. Ce este super, super șmecher. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking alături de Iliu. Să vezi că ți-a trecut mare tractor prin fața blocului, să mă arăgeați și s-a auzit până la mine la Timișoara, bă băieți. Acum rezolv problema cu microfonul. Am dat pe third person. Bă, fraților, hai să facem la acest episod 1000 de like-uri dacă mai vreți episoadele genul în continuare. Sperăm să fie meciul nostru de rank up în MG League și văd că sunt aici niște MG League, avem și niște ruși de ăștia obosiți rău de tot în echipă. Zic, mamă, stare face-it în nume, bă băieți, ne cară rău de tot, relax ăsta, să moare. Jaxi, zici ceva, Iliu, aici prezintă-te pentru videoclip. În primul rând ai zis că fac eu intro. Da, în primul rând am uitat că faci tu intro și l-am făcut eu, te superi cumva. Unul mort, bă băieți, Zedobă a făcut un kill. Vreau să fac cât mai multe kill-uri meciul ăsta, bă băieți, ca să avem parte de un rank up cât mai călduros și mai primitor. Încă un one tap aici, bă băieți. Să știți că eu până acum am avut monitorul setat pe 60 de Hz. Și cred că l-am așa de vreo câteva luni. Da, deci Iliuță când și-a băgat Windows-ul a uitat să-și mai seteze monitorul pe 144 de... Să moare Jaxi! Yes! Și bă, mi se pare efectiv că mi se mișcă CSU. De eu nu înțeleg cu aia, cum dracu ai monitor? Zici că mi-am luat alt calculator. Băi, eu nu pot să înțeleg o chestie. Cum dracu tu ai monitor de 144 de Hz, trăiți-ar familia? Și ai uitat să ți-l setezi tu, mă, pe 144. Băi, eu aș fi simțit diferența. Băi, coaie, eu când mă duceam la săl de jocuri și mă jucam pe 240 de Hz, când veneam acasă și la monitorul meu de 60 Hz, mi se părea cam lag, coaie, nu știam ce să mai fac să nu mai am lag. Eu, dar la un moment dat te obișnuiești oricum. Da, coaie, bine, probabil până ți-ai făcut tu setările la Windows și toate nebunile alea, te-ai obișnuit pe 60 de Hz și, na, ți-ai băgat sulicica. Aia zic. Mamă, frate, dar mi-au dat ăștia mare Fire Incendiary aici, nebunie rău de tot, bă băieți, pe Fire Incendiary de ăsta. Dăm repede aici, bă băieți, unde ăsta. L-am omorât pe băiatul ăsta. Nice, mamă, ce backtrack, mare backtrack. Ce am dat, ok, trage unul prin smoke. În mine, mamă, zici că-s comentator, zici că suerti să mă omoare Jaxi. Acum o să-l omor pe ăsta de aici din side. El se mișcă stânga dreapta, încearcă să facă strip-uri. Și acum mamă, și l-am omorât și am venit și pe băiatul din jungle. Are să mortu care legit antiim de la nebun rău de tot. I-a derapat puțin. I-a derapat puțin așa. I-a derapat picioarele un pic mare, nu? Hai să ne băbeis, ne refacem că nu știm pe ăsta, îl știm pe ăsta și acum o să-i dăm mare cu. What the fuck, uite cum face ăsta, coaie, se mișcă așa stânga dreapta, sus, jos, mamă, să moară Jaxi, Marian, te-i înceau băieții. Eu sunt foarte optimist, bă băieți, că acesta o să fie un meci de rank up, sincer, deci cel mai optimist om din lume, de-aia sunt și așa de fericit, pentru că știu cât de mult am tras în MG2, bă băieți, și s-ar putea ca acesta să fie un meci de rank up, adică încă eu un... Eu am luat MG2, băieți. Da, bă băieți, a făcut Ilie MG2, a jucat și el un meci, adică a câștigat și el alea 10 meciuri ale lui și a făcut MG, dar cum dracu ai tu doar rank 20, ai rank 23, am crezut că ai rank 21, coaie. Și gen rank 29 a avut contul când ți l-am dat eu. Bă, dar ăștia nu mai erași beștiuru și ăștia, mă, trăițar. Nu mai erași beștiuru, snachi ăștia. Iliuță cred că are niște probleme tehnice, bă băieți, pentru că s-a auzit un poc și nu se mai aude. Nu știu dacă mă înșel sau nu, dar are niște probleme tehnice, bă băieți, dar nu-i problemă, că rămâneți aici alături de mine. Și da, by the way, am văzut că v-a plăcut super mult episodul de Minecraft. Eu am făcut episodul ăla de Minecraft la Caterinca mai mult, la modul că, bă, mă gândeam filmez un episod de Minecraft și pui mei, dar am văzut că chiar v-a plăcut seria aia și o să o continui dacă chiar vă place. Zici tu ceva, mamane? Bineînțeles, a revenit Iliuță, un prieten de ale mele. Cu faza cu Dorian Popa, bă băieți, și când mă faceți voi pe mine analfabet. Aie, frate, mă, când vorbești repede pe video te concentrezi. Trebuie să faci 100 de chestii deodată, să te concentrezi și la video, să te concentrezi să joci și bine ca să iasă bine videoclipul. Mai ai și alte chestii pe cap. Pui mei, frate, te mai încurci, nu trebuie să mă faceți analfabet doar pentru că am greșit odată o adunătură de cuvinte, să zic așa. Pentru că până la urmă analfabet ești când nu știi să vorbești, când nu știi să leși propoziții, când nu știi să faci mai multe chestii. Nu că ai făcut o greșeală odată la nu știu cât timp și gata, deja ești analfabet, frate, ești vai de steaua ta, nu mai ai viitor. Deci, na, dar oricum oamenii care sunt frustrați că joc cu hack, ce să mai zică și acum, cu ce hate să mai dea în mine decât că, bă, frate, ești analfabet rău de tot, mane, nu știi să vorbești. Da, n-ai ce să faci. Eu să zici tu ceva, mane, că eu vorbesc de jumătate de oră, nu mai am glas. Zici tu ceva, mane. Nu știu, chiar asta voiam să zic, frate, vorbești să-mi bap. Da, mă, frate, nu știu, super hype, dar știi de ce sunt super hype? Pentru că, băi, sunt din ce în ce mai aproape de global și dacă, băi, să mor eu, cred că dacă noi am mai geli după meciul ăsta, mi se duce tot hype-ul ăsta și mă și sinucid pe lângă coaie, ești nebun la cap. Eu cred că dacă nu mai ai Never Loser în global, n-ai ce să faci. Ba, pe eu să-l am pentru că oricum o să-i zic eu la băiatul ăla meu din Never Loser, la rusnacul meu de suflet. Ți-am zis, bă, ce mesaj am primit pe Discord? Nu, propunere ceva de collab nebun? Nu, mi-a dat un mesaj pe Discord. Care? Bă, Zedo, să-i spui lui Raul să-mi dea invitație pentru Never Loser. Da, ia auzi, mă, frate, eu sunt aici, CEO la Never Loser, ești nebun la cap, trebuie să le dau. Că nu-mi dă mie și vrei să-ți dea ție. Exact, coaie, dar nu că nu-ți dau. Băi, eu și pentru Denis am încercat să fac rost de invitație, mă, frate. Dar oamenii nu dau, mă, rușnachii nu dau, băi, frate. N-ai ce să le faci. Bravo, Iliuță, chiar nu mă așteptam să iei runda asta, bravo. Bine, bine pe tras, băi, Iliuță, bine pe tras. Da, am zis și pe voi, chat.
Thanks, bro. Bine pe tras, mă, băieți, bine pe tras. Pe cine? A, eu sunt... Da, da, uite ce poza am, tu ți-ai actualizat poza și alea înapoi de eu, ne simți și mi-au rămas aceleași poze de atunci. Hai să băgăm și noi un cuțit, să băgăm un cuțit pe eu, nu, eu nu prea sunt cu schimbatul, adică eu odată când îmi pun o poza aia rămâne. Haideți, bă, băieți, să ne punem survival knife, mamă, nu știu ce survival knife este, dar cred că o să-mi pun totuși un... Nu știu ce cuțit să-mi pun, bă, băieți, ziceți repede ce cuțit să-mi pun, mi-aș pune un stiletto de ăsta nebun, un stiletto, dar numai tot Marvel Fade-ul ăsta, nu, Doppler Sapphire ăsta mi-l pun, mamă, să moare Jax, uite cât de frumos e Doppler ăsta Sapphire, e prea frumos, mai ales în lumină, uitați cum lucește, mă, băieți, uitați aici cum lucește, ca o stea lucește, o să dăm aici repede un rajba, na, na, nu, 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 e, du-te, bravo, Iliuță, opa, l-am văzut și pe acolo, sorry, man, sorry, I didn't want to shoot you, sorry. Băi, coaie! Băi, bine că mi-a mers aimul pe coechiperi. Băi, eu am setările cumva de enable, de silent aim, nu. Să atace coechiperii. Asta mă, să vedem, bă, băieți, că să moare Jax. Eu am jucat ultima dată Danger Zone cu cheat-ul ăsta, dacă nu mă înșel, și s-ar putea să fie activat noi o nebunie aici să tragă, prefer body shot. Bravo, mă, frate, ești bun rău de tot. Good luck with Vac. Mamă, vezi că s-a enervat. Good luck with Vac, mane. Bă, băieți, o să jucăm tot cu AVP runda asta, pentru că eu nu mă las așa de ușor, eu nu dau înapoi, eu nu intru în război, bă, băieți, o să dăm aici un AVP, un backtrack de ăsta nebun, rău de... Cum dracu a pus, mă, ăsta așa de repede alea cu aia, ești nebun, nici nu știam că e posibil. Dăm FOV un pic mai mare, smooth aim, disable, nu vrem smooth aim, pentru că trebuie să dăm tare rău de tot ca să facem mâinul ăla nebun, rău de tot. Și dacă nu iau MGL-in, mă, frate, o să mă supăr rău de tot. Băi, coaie ăștia, numai tactica asta e ea, că vă fac eu schimb. Na, ce am făcut aici? Am făcut o mare. Te-ai dus cu bomba, ești terminat. Da, mane, stai liniștit, mane, că mă descurc, mane. Stai liniștit aici că e rupe, băieți. Mai să treacă smoke-ul ăsta, să intru eu pe side-ul ăla nebun, să vezi ce le fac. Mama, la mă așteaptă acolo. Ei, ce tra? Ah, dar nu-l văd prin smoke și nu vreau să-i dau așa de obvious, mă, frate. Hai, bossule, treci smoke-ule, hai că treci smoke-ul, gata, a trecut smoke-ul, bă, băieți. Bam, unul mort. Mamă, ce headshot am putut să-i dau ăla, o să mai dau repede un pic aici. Bam, încă unul mort, mă, băieți. Mamă, dar vedeți că joc bine rău de tot, mă, Kazan joc, să moare Jaxi, bă, băieți. Jucăm un pic așa, un pic obvious astăzi, dacă e, bă, nu mai apuc să-ți plantez bomba, hai. Te rog, spune că mai apuc, yes, am plantat bomba, bă, băieți, pentru că vreau să fac cât mai multe puncte, aia înseamnă un rank up frumos. Am 3 MVP-uri. Sunt pe primul loc, băie, Raulica, ce am văzut, Raulica, că ești pe primul loc și mă oftic, pentru că da, oricum eu iau MGL-itul ăla, frate, am petrecut cu el 9-lea win ăsta, cred că, în MG2, să moare Jaxi. Mă, nu e nimica, băi, am dat și mie o cerere pe Steam. Ce, mă? Dăm cerere pe Steam. A, pe nu te-am pe contul ăsta, mane. O, ce mai bun, o să le dau remove la toți din lista mea de prieteni, doar ca să te am doar pe tine la prieteni, frate, ca să fim cei mai buni prieteni. Uite așa o să iau, uite-l pe ăsta. Uite așa. Băi, ce mi-a dat o player ăla să moară Jaxi, s-a căcat pe fața mea. Ai, Iliuț, am încredere în tine că poți să-i rupi pe băieți. Țân. Ce să mai rup, coaie, tu ai văzut ce headshot? Și-a luat headshot ăla, coaie. Și-a luat mare one tap. Și vezi că-s doi AFK, cred că, care se învârt în bază, că s-au săturat de meci, ești nebun la cap. Da, s-doi AFK, mă rog, doar unul AFK. Bravo, Iliuță, nu știu cum ai tras tu în cap și și-a luat body shot, da, în fine. Ești cu Exitium acum, nu? Da. Și poți să ghicesc că ai un AVP Meduza acum în mână, nu? Nu. Bă, înseamnă că n-am ghicit. Păi, coaie, ești pe primul loc. Gugnir. A, Gugnir ăla, Gugnir, frate. Ăla nu e nebunia aia de AVP, deși a luat schema Antonia Naka, ăla aia cu el? Bă, n-am nicio idee, doar că l-am văzut pe un server de ăsta de arena și mi s-a părut genial, nici nu știam că există skin-ul și arată... Bă, vezi că ăsta gen la, i-a picat la o româncă, la o streameriță româncă... Skin-ul ăsta și și-a luat mare țeapă cu el, coaie. Adică nu țeapă, i-a fost furat contul de Steam efectiv, mi se pare, dacă nu mă înșel. Da, coaie, și valora vreo 3000 de euro AVP-ul ăla, coaie. Cât? Gen, 3000 de euro, da. E mai scump decât Dragonlord-ul ăsta acum? Bă, nu știu dacă e mai scump decât Dragonlord-ul în momentul de față, dar la momentul în care i-a luat țeapă, a valorat 3000 de euro. Mamă, ce flic, am putut, cred că a sărit ținta aici până în tavan, să moară Jaxi, bă, băieți, a sărit ținta până în tavan. Eu am bomba și o să o plantez pe A, pentru că sunt un bun samaritian și vreau să-mi ajut echipa să câștige. Am murit și eu, bă. Bă, ai făcut primul dead, al doilea dead, scuze, frate. Fen, că runda asta o câștig fără să dau un reload la armă. Fii atent că mai am 10 gloanțe și din 10 gloanțe o să-i dau un one-tap la ala de pe... Băi. Băieți, one-tap, băieți, one-tap, 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 bine rău de tot. Băi, eu cred că o să-și dea ăștia surrender totuși, coaie. Tu ce zici? Eu cred că la cât e nervăm o să-și dea mare surrender, ești nebun la cap. Bă, fraților, și da, nu uitați, stați acolo un like, pentru că știți că când vă susținere din partea voastră, parcă nu mă lasă sufletelul să nu... Să nu postez și eu, mă, băieți, mă, că știți că înainte trăgeam de timp rău de tot, mă, și chiar îmi pare rău pentru zilele alea în care voi îmi dădeați mesaj, că nu știu cu aia, dacă știi cum e, cel puțin la mine, la abonații mei, bă. Dar la mine o zi, dacă nu postez, încep să primez mesaje pe Insta. Frate, când postez următorul video, frate, de ce? Ia uite cu aia, mamă, cum ai zburat din fața mea. Păi mi-ai făcut bloc, nu știu, nu tot ăla, ce ăla, mi-ai făcut tot bloc. I-am dat hit. Bravo, măi, Reghedon sau cum îl cheamă pe ăla. Ok, încă un kill. Bam, 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 bam. Încă un kill, bam, 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 bam.
Mamă, cum era să fie unul acolo să-i mai dau încă un kill, bă, frate. Salut, ITB, uite ce zice Vlad020, salut, ITB. Unde a zis? Mi-a zis mie pe chat, gen pe Steam. Salut, ITB, știe omul că filmez. Să cenzurez, să nu pun partea asta în video, coaie? Să fiu bulangiu, să nu pun partea asta în video, coaie, cum ar fi? Aș fi nesimțit? Sau sal? Nu știu, cum vrei tu. Ba, o să o pun, mă, că sunt abonații mei și iubesc din toată inima și uite-te pe Trilex ăla care are faceit.com, coaie, în nume și are 0-3, coaie. Vezi? Fix ăla cu faceit. Uite-l pe ăla cu faceit în nume de la noi din echipă care ziceam că o să ne care și că nu știu ce și are 0-1-3, trețiar familia. N-a reușit omul să omoare pe nimeni. Tocmai ce era să facă primul lui kill. Top. Mamă, iar am dat. Păi eu intru, mane, top, eu vreau să fac MGL-ul ăla. Băi, dar de unde trebuie? Băi, lasă-mă, mă, în pace, mă. Vreau să fac MGL-ul ăla, frate. Opa. Încă un kill, double kill, perfect. Respect, mane, respect. Eu vreau să fac nebunia aia de rank-up, frate. Eu nu mă las până nu iau rank-up-ul ăla în MGL să mor eu. Deci nu joc 10 meciuri azi doar ca să iau nebunia de rank-up în MGL. Pentru că nu pot, mă, frate, nu mă lasă inima să... Știu că mă chinui atâta cu seria asta, că joc, frate, meciurile astea la cel mai înalt nivel. Încerc să dau cât mai multe kilo și tot ce e mai bun din mine și văd că CS-ul îmi dă așa, în față. Bang! Și nu, frate, nu e rank-up. Păi nu e bine, mă. Mamă, zici că îți doream popa pe videoclipul ăsta, coaie. Eu zic că îți doream popa pe video, ești nebun, că dacă nu iau meciul ăsta, să-mi bat piciorul. Cred că e ultimul episod din seria de Prime Hacking, bă, băieți. Cred că e ultimul episod din seria de Prime Hacking. Nu ți se pare, mă, că sunt ca un fel de doream popa pe videoclipul ăsta? Nu știu de ce, no. Așa de hyped. Mi se pare că ești ca un fel de... boxat, în pula mea, deci... Haideți, mă, băieți, facem aici încă un kill pe mid, dar nu este nimeni pe mid, așa că nu să putem să facem niciun kill pe mid, nu? Mamă, nu știu de ce este așa. Nu! Mamă, m-a apărat Ruznache, coaie. Mamă, m-a salvat, ești nebun la cap. Ne facem repede un bunny hop aici, bam, un pre-fire, nu-i nimeni și mi-a furat toate kill-urile lui, asta m-a lăsat fără kill-uri, frate. Dar o să fac aici un mare jump de pro player de... Da, mi-a ieșit jump-ul, dacă e, băieți. Aia, mi-a ieșit jump-ul, o să mă duc să-l omor pe băiatul ăsta de pe shore de aici, bam. Băieți, dar ce se întâmplă aici, bă, băieți? Ia zi, Liu, să ceru scupe, a fost ăsta să moară Jaxi. Să moară Jaxi. Mamă, bă, băieți, cât de hype-s pentru rank-up-ul ăsta, nu vă vine, nu-mi vine să cred că de hype-s pentru rank-up-ul ăsta. Și să vezi, coaie, că am vorbit atâta și că am filmat atâta și că n-am apăsat butonul de rec la OBS, oare Jaxi, că aș sinucide. Dar nici că mai filmez cu tine. Na, păi vezi, nu știi care e faza, coaie. Ideea e că la OBS, asta e faza nașpa, asta e printre cele mai nașpa faze. Pentru că nu se arată când filmezi. Nu se arată, pur și simplu, e acolo. Dacă dai joc în bara poți să te uiți, dar așa nu se arată ca la Shadowplay. Știi că Shadowplay îți apare bulina aia nebună. Da, dar dacă ai două monitoare... Dacă ai două monitoare, ești tan greu de tot. Dacă n-ai două monitoare, filmezi și dacă n-ai filmat, se mai întâmplă și nenorociri de astea. Mamă, i-am rupt runda asta. Trebuia să-mi pun același nume, ca atunci să dai ei în fiecare rundă, cu aia să facem doar noi 2 kg și să fie ei în fiecare rundă. Nice, bine, bă, băieți, am făcut și aici încă un MVP, mamă. Dar tu vezi că gen ai mai multe kill-uri decât mine, dar avem același număr de MVP-uri. Report Trilex pentru Griffin. Bineînțeles, după ce care un kill mai și face Griffin. Bineînțeles, gata, așa report pentru Griffin, Trilex a meu. Băi, fraților, eu mă mir că încă am, nu știu cu aia, dar transfectorul tău vezi că s-ar putea să fie bunicel pe contul ăsta sau ori mi-a scăzut mie foarte mult transfectorul și nu mai îmi scrie în lobby ai transfector mic, n-al avem de același fel. Ori ai și tu transfector bun pe contul ăsta, s-ar putea să avem amândoi transfector bun, mane. Dar ți-aș dori să ai mult mai multă grijă de contul ăsta, deși nu știu de ce zic asta, că nu cred că ți-ai luat. Chiar, mă, coaie, tu cum ai ți l-a recuperat primul cont de ți l-am dat, nu? Da. Na, am să te anunț că contul ăsta nu va mai fi recuperat și vreau să-l văd în câteva luni un cont tank rău de tot și... Na, să-l stăpânești să... Nătos, m-a omorât player, coaie, cum se te cheme player? Mamă, uite-l pe hentai-a meu cu ce armă joacă să moară Jaxi, hai să stăm spec pe Z-ul, e un nou scop, bravo, mă, Iliuță, nu e, dar un scop, dar tot m-a impresionat kill-ul ăla, a fost un kill. Eu pe n-am cent. Banat, mare, el singurul cont pe care am luat ban a fost atunci când a fost detectat Iliuță. Da, ah, da, mă, dar ăla oricum era deja recuperat, mi se pare, când da, ți-ai dat ban. Da, era deja recuperat, dar în rest eu n-am banat conturi. E, nu, deci chiar nu, dacă îi, deci dacă îi, frate, să... Să ții VAC că a fost detectat și tu nu-i problemă, dar ai și tu grijă, mane, că mie chiar îmi place așa, nu știu, să jucăm amândoi, să avem amândoi conturi șmechere. Adică uite-te la contul meu cât de tank e cu aia și dacă mi-au ban pe ăsta din cauza unui cheat, nici că o să mai joc vreodată cu cheat-ul ăla. Și dacă e Unity, nu o să mai joc în viața mea cu Unity dacă mi-au ban pe un cont din cauza Unity-ului. Mă rog, primul VAC pe care l-am luat atunci cu Unity a fost din cauza VACnet-ului atunci, nu VACnet-ului, uite AVP-ul ăla cu aia. Mamă, trăiți, ar familia, să vedem cum îmi trage ăla cu AVP-ul acum, șpong, șpong, headshot. Pong, și mai facem un kill acum, pong. Mamă, sunt 1v1 cu băiatul ăla. Și n-am nici bomba. Băi, mă duc să iau bomba, nu mă duc direct să-l omor, pentru că trebuie să luăm bomba. Hai, mă, să-i răspund și la abonatul meu până nu vine băiatul ăsta să mă moare. Mamă, dai pe City, hai că dăm un fire aici. Dăm un... Ia uite-l, mă, tu zgura mătii de dai turaș în halul ăsta pe mine. Mi-a zburat ținta un pic, dacă e sau salut. Mi-a zburat ținta, bă, lasă mă împace, mă, băiat, dacă nu te cred, mă, băiatule. N-am mai apucat să plantezi, mă, hai, mă, să zicem. Salut, mane, respect. Salut, fratelo. Stai, salut, frătiuc, respect. Mi-a scris frătiuc. Frătiuc, mamă, cât de mult îmi place vorba. Yes.
Man, speak English, I don't know Russia. Să-mi bat pula în gura ta că ai un kill cu 5 și vorbești. Nu, mi-am luat mare smoke. Asta mare fire și acum cred că o să stingă fire-ul și am pus smoke-ul la perfect și o să le dau rush și hentai-a meu face numai kill-uri de rupem două jucători și o să-l omor pe ăsta. BA-ul e efectiv gol. Da, și ăsta și BA-ul e efectiv plin, ești nebun. Dar oricum îi batem pe băieți, se ocupă hentai-a meu și yes, ultimul kill a fost a meu, bine bă băieți, 26 cu 4, este un scor demn de rank-up și vezi că s-ar putea să iau rank-up, că văd acolo mulți, mulți, mulți MG Elite, vreo 4 MG Elite, a 5 MG Elite chiar în acest match. Și sunt optimist, sincer să spun, deși avem și un gol la Master și un MG1 care sunt rank-uri mai mici și s-ar putea să nu fie rank-up, dar chestia asta nu se știe până nu câștigăm match-ul, nu-i așa, Iliuță? Nu. Tu ce zici? O să iau rank-up? Eu zic că sunt foarte optimist că o să iau rank-up. Nu știu ce să spun. Deci eu sunt foarte, foarte optimist că o să iau rank-up, manule. Și eu sunt foarte optimist că băieții, având în vedere că sunt ruși din, de la ei din echipă, o să dea un mare rush pe B. Așa că m-am dus pe B direct să le dau mare ace one tap-uri. Și rusul ăsta, uite, vezi, are au un sânge B, umărul, și că și rusul ăsta de la noi s-a dus pe B, au un sânge. Și aparent nu a fost așa să fie și cred că sunt toți afecam bază sau toți rush pe mid, ca și cum ar face orice pierzător care nu mai vrea să încerce să joace. Deci, bă băieți, sperăm să fie un meci de rank-up. Chiar sunt foarte, foarte optimist că voi lua rank-up meciul ăsta și nu vreau să mă dau bătut până nu iau rank-up-ul. Iliu, îți lasă și mie un kill 3 țar familia, că intru eu pe ăștia doi să-i omor. Băi, coaie, am luat eu un kill. Haideți, mă băieți, vedem dacă am venit cu rank-up-ul ăla blana oră de tot. Haideți, mă băieți. Bine, mă băieți, am luat rank-up să moară Jaxi. Bine, mă. Doamne, mă, de când așteptam momentul ăsta, Iliuza, să vină să vină momentul în seria asta în care zic: "Bine, mă, frate, am luat rank-up în sfârșit și am luat și rank-up gen major rang 29. Bine, mă băieți, hai că mă, că ne-am descurcat meciul ăsta top rău de tot, Iliuza." I-am rupt și un graffiti. Da? Mamă, mie nu, eu încă n-am ajuns la drop, coaie. Cum ai ajuns tu la drop? Nu știu. Acum de-abia mi-arată că am luat rank-up, coaie. Unde ți scrie ție că mi-am? Acum mi-a apărut graffiti-ul, coaie. În fine, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like, forține să facem 1000 de like-uri la acest episod pentru rank-up-ul ăsta nebun, scă. Și un subscribe la canal dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Mâine cel mai probabil o să vină episodul ăla de bun de Minecraft UHC, pentru că am văzut că am făcut 1000 de like-uri la primul episod de Minecraft și v-am promis că la 1000 de like-uri o să facem un episod de UHC. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut, zici tu ceva, Iliuță?